emisiune electorală de promovare. Bună seara, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune electorală de promovare a candidaților care și-au arătat intenția de a veni în fața dumneavoastră și de a își prezenta până la urmă oferta electorală pe care o au, proiectele, viziunea, strategiile pe care le au de a dezvolta comunitățile pe care își doresc să le reprezinte pentru următorii 4 ani. Asta dacă în data de 9 iunie, zi în care vor avea loc alegerile locale și cele europarlamentare, le veți oferi votul de încredere. Mult a fost, puțin mai este, vorba aceea. Astăzi, alături de mine, este domnul Cosmin Bolfoș, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al orașului Călan. Bună ziua, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să mă aflu în studio la dumneavoastră. Doresc să salut și cetățenii din orașul Călan și toți telespectatorii dumneavoastră. Cum spuneam, mult a fost, puțin mai este. Iată, doar câteva zile ne mai desparte de marea zi, 9 iunie, zi în care toți hunedorenii cu drept de vot sunt așteptați la urne, pentru că, așa cum am spus-o de fiecare dată, contează foarte mult și numărul celor care ajung la secțiile de votare. În ultima perioadă, în ultimii ani, să spunem, interesul românilor în general parcă a mai scăzut în ceea ce privește alegerile. Cum vedeți dumneavoastră acest aspect și ce i-ați sfătui și pe locuitorii orașului Călan, bineînțeles și pe cei care locuiesc în satele aparținătoare acestui oraș? Da, este o zi importantă pentru noi toți, pentru că este ziua în care ne alegem reprezentanții în conducerea administrației locale, administrației județene, cei care ne vor conduce în următorii 4 ani de zile. Este important să ieșim la vot în număr cât mai mare, pentru că este dreptul nostru ca cetățean și trebuie să profităm de acest drept. Acum este momentul în care putem penaliza administrația locală existentă pentru toate nerealizările din toate mandatele pe care le-au avut. Și la noi, la Călan, sper ca lumea să iasă cât mai mult la vot, într-un număr cât mai mare, pentru că la noi de 20 de ani de zile avem același primar. Și, din păcate, orașul Călan a rămas mult în urmă ca dezvoltare. Satele aparținătoare la fel arată foarte rău și acum, după 20 de ani, cred cu tărie că trebuie să facem o schimbare, trebuie să ne alegem un alt primar care să gândească pe termen mediu și lung și să dezvolte orașul Călan și satele aparținătoare, pentru că este foarte important să intrăm și noi pe harta țării și din mai multe puncte de vedere, și turistic, și sportiv, pentru că în toți acești 20 de ani nu s-a făcut nimic în sensul ăsta. Sloganul dumneavoastră este "Schimbăm împreună viitorul orașului Călan" și poate ar fi bine să aduceți în atenția telespectatorilor noștri câteva direcții pe care doriți să le urmați pentru a schimba viitorul orașului Călan. Da, într-adevăr, acest slogan consider că este de impact și trebuie să facem împreună, eu și cu cetățenii, eu și cu echipa mea de consilieri, împreună cu cetățenii, trebuie să producem această schimbare după 20 de ani la Călan. Eu provin ca manager din sistemul privat, văd cum se lucrează în sistemul privat, văd câtă responsabilitate există acolo și vreau să transpun toată experiența pe care am căpătat-o în cei 15 ani de administrare în domeniul privat în domeniul public. Sunt într-adevăr câteva direcții pe care ne-am axat. Am împărțit programul electoral în două, un program electoral pentru oraș și un program electoral pentru sate, pentru că problemele de la sate sunt altele decât cele din oraș. Și aveți destul de multe sate aparținătoare orașului Da, Călan. Sunt practic 12 sate și o stradă. Un sat este strada orașului Călan.
Aș dori, dacă se poate, să începem cu problemele din satele orașului Călan. Chiar ieri am avut o problemă cu inundațiile într-unul din satele orașului Călan, satul Grid. Acum 4 ani de zile, înainte de alegeri, s-a întâmplat același fenomen. Și din păcate, cetățenii din satul Grid, la momentul respectiv, la alegeri, după ce au trecut prin niște inundații destul de mari, cu daune destul de semnificative, au votat același primar. Consider că de data aceasta acești cetățeni trebuie să vadă că după 4 ani de zile nu s-a realizat nimic pentru captarea și dirijarea apelor pluviale. Este un fenomen care se întâmplă frecvent, la orice ploaie mai mare, torențială, apa se revarsă pe sate, prin străzi, prin locuințele cetățenilor, provocând multe daune, deoarece administrația actuală nu a curățat, nu a decolmatat aceste văi. Deci în 4 ani nu s-a întâmplat nimic acolo. Nimic. După inundațiile de acum 4 ani au reparat ceva în zona unor podețe și asta a fost tot. Nu s-a întâmplat nimic altceva. Rezultatele se văd. Rezultatele s-au văzut chiar ieri, din nou inundații. Am și făcut o postare în mediul online legat de acest subiect. Sper ca oamenii să fie înțelepți de data aceasta și să mă aleagă pe mine, să aleagă schimbarea, să mă aleagă pe mine, echipa mea de Consiliu Local, echipa Consiliului Județean, președintele Laurențiu Nistor, ca împreună cu Consiliul Județean să putem rezolva aceste probleme. Pentru că vor fi niște costuri semnificativ de mari pentru curățare, decolmatare, defrișare, vegetație, astfel încât pe viitor să nu mai întâmpinăm aceste probleme. Înainte de a continua să ne explicați despre problemele cu care se confruntă locuitorii acestor zone, dar și proiectele pe care le aveți, mi-a atras atenția un lucru foarte important, spun eu. Ați spus eu, cetățenii și echipa mea. Ați spus cetățenii între dumneavoastră și echipă. Păi da, pentru că fără cetățeni nu putem face această schimbare. Oricât mi-aș dori eu și echipa mea, cetățenii trebuie să ne voteze. Cetățenii trebuie să înțeleagă că este momentul ca după 20 de ani să facem această schimbare împreună. Eu, oricât aș vrea, nu pot să o fac singur sau cu echipa mea. Noi ne dorim, noi ne facem treaba, prezentăm ce proiecte vrem să implementăm, ce probleme trebuie rezolvate, dar cetățenii trebuie să vină în 9 iunie într-un număr cât mai mare și să ne dea votul dumnealor, pentru că altfel nu se poate face această schimbare. Haideți să continuăm vis-a-vis de proiectele pe care le propuneți oamenilor din mediul rural, localități aparținătoare orașului Călan. Care ar fi următoarele puncte esențiale pentru a dezvolta această Le voi prezenta așa, nu neapărat într-o ordine crescătoare sau ca importanță, că toate sunt importante. Există de câțiva ani de zile finanțări prin ANCPI, prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru cadastrarea gratuită a terenurilor. Făcându-se această cadastrare gratuită, vom scuti cetățenii de sume destul de mari, între 7 și 10 mii de lei pe gospodărie, care consider că este un cost semnificativ de mare pentru un pensionar cu o pensie de 2000 de lei. Vă dați seama... Nici nu l-ar interesa să achite această sumă. Și am rezolvat problema asta pentru toată lumea. Ar ști fiecare unde are terenul, ar avea titlul de proprietate, ar fi întabulat terenul respectiv. Din păcate, actuala administrație nu a accesat aceste finanțări în proporție de 100%. Ei au accesat undeva în proporție de 40% pe două măsuri de finanțare, măsura 7 și 8, care sunt mai avansate, care ar fi 20% din totalul măsurilor de finanțare și pe încă două măsuri de finanțare care sunt într-o fază incipientă de finalizare. Tocmai de asta vă spun că nu am profitat
de tot ce puteam accesa ca finanțări. Că au fost fonduri naționale, că au fost fonduri europene. Deși ar fi existat această posibilitate de a accesa 100% aceste alte fonduri. Alte UAT-uri au realizat, au înțeles că este necesar să acceseze la maxim și au finalizat această cadastrare gratuită. Mulțumim toți cetățenii și vă dați seama, scutindu-i de foarte mulți bani. Trebuie să continuăm implementarea și dezvoltarea, implementarea tuturor sistemelor de utilități și dezvoltarea infrastructurii în sate, în sensul că trebuie continuate proiectele de introducere a apei potabile, canalizării, extinderii rețelelor de gaz. Este necesară implementarea sistemului de iluminat cu LED pentru a reduce consumul de energie electrică cu cel puțin 50%. Pe toate aceste proiecte au existat și există axe de finanțare. Da. Nu au fost accesate? Să vă dau un exemplu foarte obiectiv. În 2018 au fost finanțări pe fonduri europene cu o contribuție de 2% din partea UAT-ului. La momentul respectiv am ridicat această problemă în ședința de consiliu. Actualul primar mi-a zis că dânsul nu vede eficiență la iluminatul cu LED, ceea ce m-a șocat, și nu a accesat această finanțare. După câțiva ani, cred că în 2020 sau 2021, că eram în pandemie, au fost forțați cumva de Ministerul Mediului prin Fondul de Mediu să acceseze implementarea cu sistemului de iluminat cu LED. Doar că față de fondurile europene, prin Fondul de Mediu s-a primit un plafon maxim de 1 milion de lei și cu o contribuție proprie de 26%. Deci pe fondurile europene aveam 2%, din coace pe fonduri naționale am avut 26%. Vă dați seama, e o diferență destul de mare și nu s-au putut rezolva problemele de pe toate satele. În acest plafon a fost inclus orașul Călan, satul Batiz, satul Strei și Strei Sânt Georgiu. Practic și în aceste trei sate doar drumurile principale. Dacă am fi accesat în 2018 pe fonduri europene, puteam acoperi toate satele și puteam avea la momentul ăsta sistemul de iluminat cu LED, care pe lângă consumul scăzut de energie și intensitatea fluxului luminos este cu totul altul. Așa că încă un exemplu de, nu știu, de lipsă de implicare, de a vrea să faci lucrurile într-un mod corect, să beneficiezi de tot ce înseamnă finanțări europene. Din păcate, asta e situația și tocmai de aceea vreau ca în 9 iunie să facem această schimbare. Gândindu-ne la cei care locuiesc în mediul rural, ne vine minte automat faptul că acei oameni au nevoie să-și facă cumpărături, au nevoie să ajungă la un spital, au nevoie să poate să viziteze pur și simplu copiii care locuiesc în oraș sau așa mai departe. Există transport local în oraș? Nu există. Nu există. Există un sistem de transport local între orașul nou și orașul vechi. Dar nu se face legătura cu satele și tocmai de aceea am luat în considerare să constituim un serviciu public de transport în comun, să achiziționăm microbuze electrice, astfel încât să creăm un sistem de transport între oraș și sate, că nu toată lumea are mașină sau nu toată lumea are bani de taxi și atunci trebuie să ne gândim la cei mulți, la cei aflați în dificultate și primăria va trebui să implementeze acest sistem de transport public local în comun. Este una dintre dorințele cetățenilor și am pus-o în programul electoral de la sate. Există axe de finanțare și pentru un astfel de proiect? Da, știu că au fost accesate de mai multe primării și de către Consiliul Județean pentru Valea Jiului. Am văzut și în alte UAT-uri că s-au accesat fonduri pentru transportul cu mașini electrice sau hibrid.
Un alt aspect important, aș spune eu, este acela legat de siguranța cetățenilor și în multe localități sau în unele localități au fost dezvoltată această parte de supraveghere video în sate, în orașe. Unele sunt eficiente, altele din păcate nu. Acum depinde fiecare cum știe să-și gestioneze astfel de proiecte. V-ați gândit și la implementarea unui astfel de proiect? Da, ne-am gândit pentru că în urmă cu câțiva ani de zile și eu și alți consilieri de la mai multe partide am tot insistat să se implementeze un sistem de supraveghere video performant, să acopere toate străzile din orașul Călan și să acopere și satele, pentru că este nevoie de o monitorizare și de a vedea lucrurile în timp real. Pe lângă faptul că toate camerele existente, camerele de supraveghere video existente în trecut, erau foarte vechi, îmbătrânite, calitatea imaginii era foarte proastă, practic, dacă se întâmpla ceva, nu puteai identifica o persoană sau un număr de mașină. Și asta ne dorim să punem la punct. M-am gândit să implementăm un sistem de dispecerat. Poliția locală, un polițist local să fie la dispecerat, așa cum există în aproape toate orașele civilizate și care să urmărească toate aceste camere video și în timp real să anunțe patrula de la poliția locală sau patrula de la poliția națională și astfel să se intervină într-un timp util, poate de multe ori fiind în timp real se și prinde hoțul sau persoana care încalcă legea, nu să stăm să căutăm și să derulăm imagini zile întregi ca să identificăm pe cineva. Da, este un proiect pe care vreau să-l facem funcțional și să fie util pentru cetățean. Noi nu ne dorim să urmărim cetățeanul, că poate unii se gândesc că dacă vom avea un sistem de genul acesta, vom urmări ce fac oamenii. Nu, nu asta e scopul nostru. Ar fi bine să aveți timpul necesar să faceți acest lucru, dar trebuie să avem monitorizate intersecțiile, trebuie să avem monitorizate locurile de depozitare a deșeurilor, pentru că în zona aceasta de depozitare a deșeurilor, cel puțin în oraș, foarte multă lume își lasă gunoiul lângă tomberoane, de acolo câinii vin, trag, adică se creează o mizerie în oraș, mai vin ciorile, împrăște tot gunoiul prin oraș și e o imagine foarte urâtă și vom monitoriza toate aceste locuri de amplasare a deșeurilor și bineînțeles se va aplica legislația în vigoare, pentru că de cele mai multe ori am observat că este nevoie să dai exemple, adică cine a greșit trebuie să plătească. Nu contează cine este, ce funcție are, ce statut are în societate, greșește, trebuie să plătească. Așa se întâmplă și în străinătate și de aceea sistemul lor funcționează atât de bine și da, nouă ne cam place când mergem în străinătate și vedem că toate lucrurile sunt bine da, puse la punct, dar de prea puține ori ne gândim și cum au ajuns să da, fie educați din acest punct de vedere. Nu s-au educat, nu s-au civilizat peste noapte în urma unor legi. Ei au înțeles că dacă nu respectă legea respectivă, vor fi amendați. Asta trebuie să aplicăm și noi. Și lucrurile trebuie să se ducă pe un făgaș normal și lumea să se comporte civilizat, că doar așa putem progresa. În ceea ce privește satele aparținătoare, mai aveți anumite... Da, aș mai avea... Pentru ca mai apoi să trecem și la partea urmană. Aș mai avea o singură mențiune, mai sunt anumite lucruri, doar că ce m-ar interesa pentru copii și tineret. Zilele trecute, aflându-mă în campanie electorală într-unul dintre satele orașului Călan, un băiețel de aproximativ 9 ani de zile a venit cu bicicleta, tot se învârtea pe lângă mine, pe lângă colegi. La un moment dat a venit și a zis: nenea, dacă veți ajunge primarul orașului Călan, îmi veți construi și mie aici un teren de sport. Sincer, am fost foarte emoționat pentru că copiii de la sate nu au nicio vină că locuiesc în sate și nu au un loc de joacă sau un mini teren de sport. Ei nu trebuie să sufere și nu trebuie să simtă diferența între oraș și sat. Da?
și părinților sunt cetățeni ai UAT Călan, plătesc taxe și impozite și după 20 de ani de zile de administrație actualului primar se vede o diferență foarte, foarte mare între sate și oraș. Nu că în oraș ar fi wow toate locurile de joacă și toate parcurile și ar exista foarte multe terenuri de sport, doar că la sate chiar lipsesc cu desăvârșire. Deci nu există locuri de joacă, terenuri sau, de sport pentru acești copii. Sau sunt făcute așa, aruncat un leagăn sau un topogan undeva, fără a avea un covor de tartan, ca copiii să nu se lovească. Și aici, revenind la locurile de joacă, în urmă cu 7-8 ani de zile, după ce am devenit consilier local în Consiliul Local al orașului Călan, am propus ca toate locurile de joacă să fie construite și amenajate cu covor de tartan. La momentul respectiv, țin minte răspunsul actualului primar și a zis: Cosmine, voi sunteți obișnuiți să faceți lucrări foarte scumpe, pe bani mulți, ca la multinaționale. Și am zis: nu, domnul primar, sunt obișnuit să facem lucrurile de calitate, pentru că mai bine facem un loc de joacă sau două pe an, dar le facem la un standard de calitate foarte bun, ca lumea să fie mulțumită, copiii să fie protejați și să se poată juca în siguranță. Așa trebuie să gândim, doar așa ne putem dezvolta și dacă vom fi responsabili ca administrație publică locală și vom cheltui banii făcând lucruri de calitate, nu cum se fac acum, din păcate. Așa văd eu progresul pentru orașul Călan. Orașul Călan, știm cu toții ce a însemnat în urmă cu 30 de ani, probabil din punct de vedere al industriei. Lucrurile s-au schimbat între timp și în ceea ce privește până la urmă întreg județul Hunedoara, nu doar orașul Călan. Și oamenii au cumva mari speranțe că lucrurile se vor schimba și din acest punct de vedere, că vor avea poate mai multe locuri de muncă, vor avea locuri de muncă bine plătite și cumva primul căruia îi se adresează este primarul, deși nu intră în atribuțiile unui primar să creeze locurile de muncă, dar sunt de fapt primarii așa în prima linie și din acest punct de vedere. Aici v-aș contrazice. Primarul consider că este cea mai importantă persoană pe care ar trebui să-l intereseze acest lucru. În sensul că un primar trebuie să se zbată și să promoveze orașul astfel încât investitorii să vină spre orașul respectiv. Da? Să investească, să se creeze locuri de muncă. Ideal ar fi, da, cum spuneți dumneavoastră, să fie locuri de muncă cât mai bine plătite. Asta își dorește orice cetățean. La Călan, din păcate, în acest moment, majoritatea oamenilor lucrează în alte orașe. Lucrează la Orăștie, lucrează la Hunedoara, lucrează la Deva, lucrează într-o comună, la Băcia, chiar în parcul logistic pe care îl administrez eu de 15 ani de zile. Am reușit acum un an de zile să aducem un investitor care a investit undeva peste 30 de milioane de euro și s-au creat 400 și ceva de locuri de muncă. Se produc cablaje auto pentru un brand foarte cunoscut din industria auto. Dacă la Băcia s-a putut, se poate și la Călan. Tocmai de aceea eu, în calitate de consilier local și de cetățean al orașului Călan, încerc tot timpul să găsesc investitori care să vină spre Călan. În urmă cu un an și jumătate, poate mai bine, am discutat cu un astfel de investitor și i-am îndrumat să fac o solicitare către Parcul Industrial din Călan, în speță către proprietar, primăria orașului Călan, și să vină la noi în Călan să-și construiască o facilitate de producție. Ei s-au hotărât acum 3-4 săptămâni și m-au contactat. I-am însoțit la primăria orașului Călan, că nu puteau să vină la mine acasă, că trebuia să meargă la instituția primăriei.
Oamenii vor să construiască o fabrică de scaune, paturi și canapele pentru un, la fel, un brand foarte cunoscut la nivel internațional. Vor crea câteva sute de locuri de muncă și consider că pentru orașul Călan va fi un plus foarte mare, fiind un aport semnificativ la bugetul local și la economia locală, pentru că având câteva sute de locuri de muncă, vor veni taxe și impozite din salarii, vor veni impozite pe clădiri. Și poate vor veni și alții să se mute aici în oraș, probabil, pentru a probabil, fi mai aproape de locul probabil de muncă. Probabil se va întâmpla, că asta vreau să leg următorul subiect. Noi încercăm să repopulăm, sau gândirea mea și a echipei mele este să repopulăm orașul Călan, pentru că în ultimii 20 de ani orașul Călan a pierdut 2000 de locuitori. Foarte mulți au plecat în străinătate sau s-au relocat în alte orașe mai mari unde au avut și au găsit un job, pentru că în orașul Călan n-aveau ce să facă. Toți studenții care au mers la facultate, în proporție de 95%, nu se mai reîntorc în orașul Călan, pentru că nu au la ce să se întoarcă. Da? Au făcut niște studii, trebuie să profeseze. Neavând în domeniul lor un job în Călan, n-au ce să facă. Și atunci, ca să repopulăm orașul Călan, este nevoie de a atrage oameni. Cum atragem oameni? Construind locuințe sociale, construind blocuri ANL pentru tineri, da? Pentru cadre didactice, pentru medici. Da? Astfel putem repopula orașul Călan, putem concesiona terenuri pentru construirea de locuințe, de case, toate cu investitorii și cu construirea de locuințe. Vom putea să repopulăm orașul Călan. Un lucru care, cel puțin în teorie, nu pare greu de realizat. Da. Și pe partea aceasta medicală, spuneați că și medicii pot fi încurajați să vină aici și știu că există deficiențe mari în ceea ce privește sistemul medical în orașul Călan. Da, din păcate, orașul Călan nu mai are un spital funcțional din 2011, închis de tot de o guvernare de dreapta, guvernarea Boc-PDL, care pe urmă s-a transformat în PNL. Da, avem un centru de sănătate, o policlinică, unde își desfășoară activitatea câțiva medici de familie. În cadrul acestei policlinici există un centru de primiri urgențe, care este o unitate a Spitalului Județean de Urgență din Deva. Avem o problemă de câțiva ani de zile. Această unitate UPU de la Călan nu are medici ca să funcționeze 24/24. Din păcate, pentru noi este o problemă destul de serioasă. Eu am tot discutat și cu managerul Spitalului Județean de Urgență din Deva și cu Consiliul Județean să găsim soluții. S-au tot scos la concurs posturi pentru medici de medicină de urgență și din păcate nu s-au ocupat. Și asta este cauza pentru care la Călan nu funcționează această unitate UPU. Pentru mine va fi o provocare să atragem medici, de-aia vă spun că este nevoie să le oferim niște facilități, să le dăm o locuință. Poate în acest fel îi vom convinge să se mute la Călan și să lucreze în această unitate UPU de la Călan și pentru cetățeni să fie o zonă în care, dacă au o problemă medicală, se poate deplasa la orice oră și se poate fi consultați și eventual ulterior transportați mai departe cu ambulanța către Spitalul Județean Deva sau Spitalul Municipal din Hunedoara. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Cum vă imaginați dumneavoastră că va fi orașul Călan peste 10-20 de ani? Orașul Călan, în imaginația mea și în viziunea mea, va fi un oraș cu oameni tineri, cu oameni activi, oameni care doresc să se dezvolte. Va fi un oraș cu investiții, un oraș cu spații verzi amenajate așa cum ar trebui, un oraș cu tot felul de activități culturale, un oraș turistic, pentru că noi avem trei monumente foarte importante, Biserica din Strei, Sângeorgiu și Lingura Romană de la Călan Băi,
care trebuie introduse într-un circuit turistic, da? Astfel vom putea aduce turiști care vor aduce un aport semnificativ la economia locală. Un oraș în care se desfășoară activități și tot felul de evenimente sportive. Un oraș în care lumea să-și dorească să stea, nu doar să fie un oraș dormitor, cum este acum de 20 de ani, în care oamenii merg la lucru, se întorc acasă, dorm și tot același lucru în fiecare zi. Un oraș european îmi doresc, un oraș așa cum am văzut în foarte multe țări dezvoltate, un oraș cu locuri de muncă cât mai bine plătite, un oraș plăcut pentru toată lumea și încă o dată repet, ca oameni din alte părți, din alte OAT-uri să vină să-și dorească să se mute la Călan. În finalul acestei emisiuni o să vă rog să le transmiteți un mesaj locuitorilor orașului Călan, pentru că, vă reamintesc, duminică 9 iunie vor avea loc alegerile locale și cele europarlamentare. Vă rog. Dragi cetățeni ai orașului Călan, este un moment important și crucial pentru orașul nostru. Vin în fața dumneavoastră cu o echipă de oameni tineri, oameni deștepți, oameni dedicați pentru Consiliul Local. Vă îndemn ca în data de 9 iunie să ieșiți cât mai mulți la vot, într-un număr cât mai mare să putem face schimbarea după 20 de ani la Călan. Împreună schimbăm viitorul orașului Călan, împreună cu Consiliul Local format din consilieri locali PSD, împreună cu președintele Consiliului Județean, Laurențiu Nistor, împreună cu colegii din Consiliul Județean, toți împreună vom putea face această schimbare. Schimbarea depinde de dumneavoastră. Eu nu voi putea face o schimbare fără dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți cei care veți alege primarul pentru următorii 4 ani de zile. Așa că alegeți cu mintea, alegeți să facem schimbarea, alegeți viitorul pentru copiii și nepoții dumneavoastră, alegeți Cosmin Bolfoș, primar, și echipa sa de Consiliul Local. Vă mulțumesc, Doamne ajută! Vă mulțumesc și eu pentru prezența în emisiune și vă doresc mult succes. Mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!